Marcel Pușcaș a avut iolași mii de rapaj la adresa ta. Te-a făcut lăutar, te-a făcut că n-ai bac, te-a făcut că n-ai licență, că nu citești, că n-ai citit. Te întreb de ce crezi că este atât de vehement la adresa ta și doi, te-a afectat acest derapaj? Nu m-a afectat pentru că nu l-am cunoscut, nu m-a cunoscut. Deci nu știu de unde și până unde își permite dânsul să vorbească așa despre mine. Dar ce vorbeam mai devreme, dacă de la nașul meu poate am pretenții, de la oameni pe care nu-i cunosc nu am pretenții. Mai departe, asta cu bacul, nu vreau să găsesc scuze, dar pot spune în felul următor. În 8 ani de zile, 6 ani de zile am fost la echipa națională, în momentul în care se duceau, deci eu făceam ceva pentru echipa națională a României, 2 ani de zile am fost în care am fost accidentat sau am fost la campionatul european în 2008. Asta nu este ca o scuză, dar totuși ca să vadă că nu am fost la petreceri, ci pur și simplu am fost undeva pentru echipa națională. M-am uitat în urmă câțiva ani în care Mircea Lucescu spunea, domnule, nici eu nu am bac și nu m-a oprit cu nimic pe plan social să pot să învăț 7 limbi străine. Corect. Pe plan sportiv să pot să mă dezvolt ca și autodidact. Deci, din punctul ăsta de vedere, e clar că eu nu mă pot compara cu Mircea Lucescu nici măcar cât unghie. Dar ca exemplu pot da, pentru că noi încercăm să învățăm de la cei mai buni.